Am luat act de cele peste 3 milioane de semnături adunate și care avem intenția să le înaintăm Parlamentului României. Cele peste 3 milioane de semnături care au fost strânse în scopul de a cere Parlamentului României introducerea în Constituția țării a unor clarificări în ceea ce privește familia, și anume constatăm că în acest moment în Constituție există o mențiune care permite, știu eu, ambiguități așa, și atunci vrem să venim cu precizarea fermă că cei doi soți care compun o familie trebuie să fie un bărbat și o femeie. Împărtășim întru totul punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române, noi, foștii deținuți politici, fiind aceea pe care doar credința în Dumnezeu ne-a salvat viețile. Așteptăm cu nerăbdare acest punct de vedere care se lasă așteptat, punct de vedere venit mai întâi din partea celor două camere ale Parlamentului, Senat și Camera Deputaților. Este de dorit ca să primim un astfel de răspuns care să fie clar, neechivoc, așa, pentru a ști ceea ce am avea de făcut în continuare.